auzit mai mulți bărbați singuri plângându-se că femeile bune sunt luate deja. Și vreau să spun, dacă ești bărbat singur și mă urmărești, că poate ai crescut cu ideea că trebuie să găsești o femeie specială pe care să o cucerești cu forță. Vin și te întreb, ai avut ceva de calitate vreodată fără muncă? Te-a picat ceva din cer fără implicarea ta 100% ca să ai acel ceva? Eu cred că nu. Și cu femeile. E ca și cum îți dorești o casă frumoasă cu o grădină fabuloasă. Ce să vezi? Dacă vrei să o ai, te cere să o construiești, să depui suflet acolo. Femeia este ca și grădina. Dacă te ocupi de ea, înflorește și te aduce numai bucurie. Dacă nu te ocupi de ea, doar buruieni cu spini. Degeaba te uiți la grădinile altora care sunt superbe. Acolo e munca acelor bărbați, investiția lor în acea femeie. Ele sunt așa și pentru că au fost iubite destul de mult și necondiționat ca să poată înflori, să iasă din frică. Așa că dacă ești singur, nu mai căuta femeia perfectă. Caută femeia cu care ai valori comune, pe care să o hrănești cu iubirea ta, neîngrădită, ca să o susții să înflorească și să-ți dăruiască toată dulceața ei. Sunt Elena Paula Șchiuvei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care ți le dorești. Mă găsești pe căilevindecării.ro. Spor în toate cu inspirație!